Salutare și bine v-am regăsit la Fine Nuts at Freddy's Security Breach. Nu uitați de like și să vă abonați și să nu mai stăm la vorbă și să trecem la joacă. Ok. Și data trecută am rămas aici. Data trecută am rămas aici. La Feather Blast. Poate în episodul ăsta. Deci poate în episodul ăsta o să ne întâlnim cu Freddy, cred. Dar nu sunt sigur dacă mai în viață. Și nu știu dacă îl terminăm azi DLC-ul. Habar n-am, nu vă promit nimic. Dar să vedem. Ce naibii sunt astea? Mamă, ce distrus sunt astea. Oh my. Ok. Da. Trebuia să trec prin asta. Ce-o fi asta? Mă rog, nu mai contează. Dați-mi 2 secunde să fac puzzle-ul ăsta. Da, fraților, m-am reîntors. Adică, da, fraților, m-am reîntors. A durat ceva cu puzzle-ul, cu puzzle-ul ăla. Și de asta. Că de asta vă spuneam, că m-am întors după puzzle-ul ăla, adică pe care l-am făcut. Știți voi că o să vedeți înainte să-l fac. Și de asta v-am spus că să-mi dați 2 minute să-l fac. Și da, m-am întors cu completarea puzzle-ului. Și de asta. Deci, sper că ați priceput ce-am vrut să zic. Freddy? Ești bine? Freddy? Freddy! Freddy? Are you okay? Oh my god! No! Oh no! Freddy! No, Freddy, no! Oh my god! Oh no, pass it on! Sunt urmărit de Freddy! Monstrul! Bine, glumesc, monstrul nu există în jocul ăsta. Oh my god! Oh my god! Oh my god, no, dang. Nu, thank you, nu mulțumesc, nu, lasă-mă, Freddy, deci, da, aparent, da, Freddy ăsta, de ce să mă,
Da, ok. What the hell, man? Da, ok. Nu! Nu tu! Nu tu! Deci, ce... Da. Deci, ce vă spuneam? A, da. Că sper să nu-mi iau copyright de la YouTube, adică sper să nu-mi iau dreptul de autor, adică pe melodia asta sinistră, fiindcă muzica nu este pornită, muzica din jocul ăsta. Că muzica din jocul ăsta e pe mut, deci jocul asta se aude. Sper că YouTube-ul nu o să-mi dea copyright. Please. Adică, chiar nu glumesc, muzica nu se aude în jocul ăsta. Deci doar melodia de la joc se aude, nu și... Adică sunetul, ceva de genul, ați priceput voi. Sper că YouTube-ul nu... cum ne-a văzut să întreb? Sper că YouTube-ul nu o să-mi dea copyright pentru asta. Că dar nu e muzică, e sunetul jocului. Asta se aude... Asta m-a prins pe mine... sunetul pe joc. Ceva de genul. Sper că ați priceput. Nu trebuie să mă mai repet. Bun, cred că pe aici trebuie să mă duc. Oh my god. Fraților, simt că trebuie să vă informez cu ceva. Și întrebarea este cu ce? Cu finalul, cred că îl terminăm. What the... Mamă, ce m-ai speriat, e proasune în... nici n-am tipat. Can you hear me? I finally have a clear signal! Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. But... Deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Okay. Okay, zitek. Cine vă s-aude? Ușile astea. Zitek, pardon, doamne, m-am bâlbuit. Zitek, Gregory, că salvează-mă, Cassie, salvează-mă că sunt într-un loc întunecat sau ceva de genul, bla bla bla. Asta e vrăjală. Asta e vrăjală. Fraților, asta e vrăjală, ăsta nu-i Gregory. Mamă. Și unde te să... Mamă, mașinile de curse se distruge. Distruse, pardon. Mașinile de curse distruse, am vrut să zic. Doamne. Mă tot bâlbui. Mamă, ce naiba s-a întâmplat aici? Dude, ce naiba? Ok. Bun, și... aici... Aaaaaa... Oh!
What? Cassie. Welcome back, Cassie. You remember me? Da, am avut dreptate. Am avut dreptate, fraților. Deci, mai avem puțin și terminăm DLC-ul. Știam eu. Cassie. Welcome back, Cassie. Ok, am înțeles. Your special day. I remember. Oh my god. Your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. Oh. If I remember correctly, it is on the 11th. I remember because you are number one. Twice. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Nu am înțeles nimic. Îmi pare, Roxy, dar trebuie să te dezactivezi. Oarecum. Îmi pare rău, Roxy, dar trebuie să te dezactivezi. Că... asta e. Ce se face? Asta mi-a zis Gregory. Falsu. Da. Îmi pare rău. Nu pot Cassie? Să fac asta, te rog. What are you doing? So sorry, I love carrot cake. Happy birthday, Cassie. Fox, I'm sorry. I'm so sorry. Fraților, deci fraților, dacă cineva s-a văzut acolo. Doamne, feste, m-am și speriat de unul singur. fraților. Fraților, dacă, bine, nu cred că puteți să comentați în comentarii. Pentru chestia asta. Că dacă puteți să comentați în comentarii pentru chestia de mai devreme, puteți să mă spamați cu plânsete că Roxy a murit. Săraca Roxy, prin ce a trecut? Cineva? What? Bă, stii, locul care am mers cu... Ok, help me, am înțeles. Ăsta e locul care am fost cu Gregory? Oh my god! Dude! Sper că nu mai este... monstruzitatea aia... combinată. Adică aia care trebuia să mă protejez cu Freddy atunci. Adică aici este... ending-ul cu Spintrap, care am făcut cu Gregory, dar nu trebuie să-l mai fac o dată, că noi suntem chestii, nu Gregory. Deci, sper că nu o să mai mă întâlnesc cu monstruzitatea aia, că da, nu cu Spintrap, cu ursul ăla, cu ăla albu. Că mai țineți minte ending-ul ăla? Că
când trebuia să mă feresc de tentaculele lui, la ursulețul ăla alb. Bine, nu e Freddy. E Phantom Freddy, nu Phantom, e Phantom Freddy. Ați priceput? E Phantom Freddy, nu e Phantom, că nu e Phantom. Okay. Și să vă spun ceva, un singur lucru. Despre chestii. Vreți? Cred că vreți. Să vă spun un lucru. Să vă spun un lucru despre chestii. Chestii e... Oh my god, Casey, nu plânge. Roxy să fie bine. Nu mai plânge. Oh, e într-un loc mai bun acum. Oh my god. Nu pot să părăsesc pe Roxy pentru ce... Bine, pentru ce a făcut-o lui Gregory sau lui Casey, dar merită mila lor, merită mila a lui Casey. Așa, ce vă spunam? Da, un singur lucru vreau să vă spun despre Casey. Casey este numărul 1 ca o campioană pentru adică numărul 1 din că e fana lui Roxy Casey. Deci Casey e fana numărul 1 a lui Roxy. Nu v-am spus, nu e așa de chestia asta, că nu v-am spus niciodată că da. Și Gregory Gregory este fanul numărul 1 lui Freddy. Adică Gregory, ceva de gen. Deci Casey și Gregory are doi animatronici identici, adică sau nu identici, pardon. Diferiți. Freddy e cu Gregory, chestii cu Roxy, că nu, sunt fete și băieți, evident. What? Fraților, vă mai aduceți aminte de chestia asta, de zona asta? Dar unde trebuie să mă duc? Uite, faceți. Okay. Biata chestii plânge de durere. Pentru Roxy, pentru fana ei, numărul 1. Bine, Casey este fana numărul 1 a lui Roxy. Dar v-am mai spus încă o dată asta. Îmi vine să-mi iau în brațe, să-o calmez. Pe bune. Îmi vine să o iau pe Casey. În brațe. Să o calmez. Pe bune, nu-mi place să fie triste fetele. Ce ai ta, maică? Okay. Și pe unde trebuie să mă duc? Să nu spui că trebuie să mă duc în apă. Bine.
A, dar stai că n-am de ce să mă tem. Că crocodilul Monty nu mai este. Știu. Bine, mai este, dar e mort. Monty. Sper că definitiv. Că nu-l mai suport. Nici pe Chica, nici pe Monty. Dar Roxy. Roxy a fost, să zicem, cea mai bună dintre toate animatronice. Dintre toate animatronicele. Deci, ce vă spuneam? Ada. Vreau să zic că mi-am dat seama ce fac cu token Fez token, adică cu bănuții Fez the Bless, ceva genul. Că vă mai aduceți aminte că mi-am dat seama de chestia asta? Ce înseamnă Fez token? E pentru robotul ăsta. De asemenea. Deci e pentru robotul ăsta. Și robotul ăsta e ca un fel de povestitor. Dacă bagi multe Fez token, îți povestește povestea copilului și a și încă o persoană care nu mai știu eu. Deci sper că ați priceput ce am să zic. Sper că ați priceput ce am vrut să zic. Că m-am tot bâlbâit și am și răgusit. Că nu știu ce... Nu știu cineva s-a întâmplat cu gâtul meu. Deci, da. Asta. Haideți să vă arăt cum funcționează acest robot. Să vă arăt cum funcționează acest robot povestitor. Now I will tell you a story about a mother and her little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. Asa, mai departe, robotule? There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. Okay. The monster always made scurrying noises at night, but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep. One day, the monster stopped crowing and instead listened and learned the lullaby. Da, foarte ciudat. Foarte ciudată povestea. Foarte ciudată. Adică un monstru să fie închis pe bune? Cred că știu despre cine e vorba. Vreți să vă spun? Hai că vă spun. E un robot este un robot foarte rău, din ce am înțeles. Și numele lui este Minic. Atât. Asta îl cheamă. Why are there burners everywhere? Like the inside of an oven. Aole, coborâm. Coborâm mai în jos.
Ok, partea asta n-am văzut-o. Bine, n-am văzut-o eu. Sau... Ce tu spun? Doamne, vorbim numai prostii. Vreau să zic că eu am văzut-o la un YouTuber, chestia asta, dar voi nu cred că o să o vedeți. Adică voi nu ați văzut-o, ați priceput. Mă încurc în vorbe. Pe bun acum. Și chestia asta... aici este minicul. Aici, uitați. Dar trebuie să spargem USA. Și de-aia. Ok. Oh, am înțeles. Bă! Ce cauți aici? Aha, asta te vreau. Valea, cam... Gregory! You okay? Asta te vreau. Asta te vreau, e proastule, mă vân. Că m-ai disperat de atâta fugărire. Asta, mor! Bine, nu poate să mor că e un spirit, mă. Că doar cu masca puteam să... îl văd. Adică masca caracterului. Dar bine că am scăpat de tine, iepurasule. Mov. Ce se mai întâmplă? Ce se mai întâmplă? Gregory? I'm Gregory. You're not Gregory. Da. What are you? I'm Gregory. Da. Nu, 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 nu. What? Da, imediat. What? What? Roxy? Cassie, can you hear me? Gregory? Is that really you? I mean, really you. Yes, I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now! How? My friend has access to the building map. Just follow his instructions. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. There's two new issues, boys. Whoa. Oh my god. Oh my god. No, luckily it's mini. Asta. Asta te vreau. Stai acolo. De Tania.
Doamne, fraților! That thing in the sinkhole tricked you. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. The Nexus security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security, and now it's free. It's not your fault. I know you did it for me, to save me, but we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! Yeah. Ok, what? Ce-a fost asta, fraților? Ce-a fost asta? Deci știam eu că ăla nu este adevăratul Gregory, este un minic, e un robot. Cassie, ce-am spus eu, dar nu... Bine, nu trebuie să o cert pentru ce s-a întâmplat cu Roxy. Da, deci, fraților, cam atâta e cu DLC-ul. L-am terminat, v-am spus eu că-l termin, nu v-am mințit, deci l-am terminat. Doar că DLC-ul are mai multe ending-uri, adică vreo două dintre ele. Unul la final care e simplu, adică ăla care este ending-ul rău, și ending-ul bun este cum ne vă se zice? Este cu niște... Doamne, m-am regusit că tu. Este cu niște camere din jocul ăsta care dacă dai zoom pe ele, adică zoom fiind măresti camera mai aproape de tine, ceva de genul. Și acele camere din jocul ăsta, cum să vă spun mai clar, că mă bulbui total. Este în felul următor. Mai țineți minte chestiile alea care le-am folosit, ale portocalii? Nu ale cu forme. Mă refer la când îi strigam pe animatronici. Alea le folosim pentru camere care să deschidem niște uși, adică ușa care era în partea stângă, care nu a fost deschisă, și cea din dreapta este, adică a fost, care o să vedeți, pardon. Acolo sunt vreo 4-5 uși, nu mai știu, dar acolo este un fel de ending bun de la, și ăla e un ending mai bun decât primul ending, ăsta e rău, adică Chestii cade cu liftul și nu sunt sigur dacă a murit sau ceva de genul, dar este rănită, cred, habar n-am. Că Gregory n-a vrut să o rănească. Gregory n-a vrut. Doar că el a zis că nu poate să se întâlnească cu ea, adică Gregory cu Cassie și ceva de genul. Și da. Și plus,
Și plus că știam că Gregory nu este în pizzerie. Că a căutat-o peste tot pe Cassie. Și era undeva într-un loc secret Gregory și da, a păcălit-o un robot cu vocea lui și de asta. Și da. Asta e. Deci, da. Vreau să vă informez, cu chestiile astea care să pricepeți despre ce era vorba în poveste. Casey trebuia să fie păcălită de un robot, dar Casey nu s-a dat seama până la final și de asta. Bine că eu știam că era un robot și de asta. Și da. Doamne cu gâtul ăsta. Bun. Și ce vă, și ce mai vreau să vă spun? Că primul ending a fost rău, următorul ending o să fie bun. Deci da, că sunt trei, de fapt sunt în DLC-ul ăsta sunt trei endinguri. Unul bun, unul rău și unul tot bun, că alt ending nu știu cum se numește. Și de asta. Bun. Păi, fraților, ce să vă mai spun eu vouă, că m-am bâlbuit destul de tare și am regusit de tot. Sper că ați priceput o parte din vorbele mele, dar na, asta e, nu pot să vorbesc prea mult și de-aia. Și da. Deci, da. Și da, că ce să vă mai spun eu vouă, decât că noi ne vedem data viitoare. Pa!